Salutare tuturor, numele meu este Răzvan și bine v-am găsit la a doua parte din chestiile astea cu depusesem eu, o să apară primul episod de la cu Hanoracul din Fortnite. În caz că nu o să-l vedeți pe primul și vedeți să vă uitați la asta mai interesant, pentru că sunt 2-1. Și avem așa, o dată de chei existentă, pentru că e a doua oară când fac al doilea videoclip, pentru că s-a oprit dintr-o dată filmarea. Cam două reclamă ciudată. În fine, avem așa. Deschis două chestii. Avem ramen, care nu o să-l mănânc în acest episod pentru că nu mi-e foame deloc. Este cel mai iute din lume. Avem chestia asta, Yan Yan, care am deschis-o. E cu ciocolată, e super bună. Avem aloe vera, ăsta care l-am deschis, dar am băut super mult. O să le încerc acum. Că tot mi-e sete, n-am băut foarte mult. Avem jeleurile astea cu pepene și măr și secrec. Asta aproape l-am deschis. Că după cum vedeți e gen așa, trebuie să stea așa. Ok, hai că începem cu aloe vera. Cum le-am luat atât de lung de cum am început. Da, chiar e bun ăsta. Și îmi place anane, anemogu, m-am uitat. Super bun. O să fac pe notă, o să-i dau 9 pentru că nu-mi plac ogile astea. Micuțe. Ar trebui să le scoată, sincer. Ele sunt super nașpa, stai să închid mai bine. A doua chestie este Yan Yan. Asta chiar e rupere. După cum vedeți, am luat din ciocolată. Și avem bățul ăsta care miroase a chipsuri. Și băgăm în ciocolată. Mamă. Criminal. Mai pare bun. E super bun. 10. Iar mi-e sete, așa că o să văd cum e sucul ăsta sec-sec. Și le surechile. Ce bine. Deci e un sunetul ăsta, frate. Se deschide. What the fuck? LOL. Dacă vedeți ce are în el. Soți. Nu știu dacă se vede, dar sunt un fel de... Pana mea, chestii. Bă. Mireasă portocale. Bă, ce chestiile astea? Nu știu dacă trebuie să fie aici. Extra... A, e pulpă. Ia să vedem ce scrie. Sersegore, suc de portocale, ingrediente extra de portocale, extra din mandarine, piure de mandarine, apă fructoză, zahăr, acid alimentar, arome artificiale, portocală, vitamina C. Ok. Hai să băgăm. Mă rog, dați și voi un pahar rămân acum. Băi, bă. Nu se simt gen pulpele. Asta vreau să menționez. Cred că o să-i dau un 10. Cu o micuță indulgență. Aroma nu e foarte tare pentru că nu, la ei nu prea se bagă chimicale, mai ales în Corea de Nord. Product of Korea, da. Deci, ăsta e corean, ăsta e. Să ne uităm și unde sunt produs. Ăsta tot în Seul, în Corea de Sud, adică ăsta. Nu scrie. Nu știu unde scrie. Producătorul
Malaezia? Băi, ești nebun? Se Malaezia chiar e bună, da? Și mai avem... Eu să ne-am uitat. Aici, ramenul, oare unde e făcut? Care că... În Japonia, clar. Producător... Produs în Coreea de Sud, mă, pe bune. Bă, japonezi, n-am luat nimic din care iar japonii? Aolo. Toate sunt în Coreea de Sud, în afară de ăla care e în Malaezia. Watermelon candy. Deci asta este ultima pe acest episod. Poate o să fac și ramenul. Cred că o să fac. O, bun. A, da, o să aduc o foarfecă pentru că am... Oh, nu tot tricoul meu cu Fortnite. O să aduc o foarfecă pentru că, da, mine e picioase. Am luat un cusit pentru că, da, nu găsesc foarfecă. Nu știu, habar n-am cum să tai cuțitul. A, gata, uitați așa. Vă rog să nu încercați asta dacă n-aveți foarfecă, că dacă sunteți copii, nu vă puteți să ia. Nu îmi las cuțite, nu faci ce faci acum, chiar e periculos. Așa avem așa. Mamă, mi-a venit un miros, bă, de ce n-am jeleu în copilărie, mamă. Miroase a pepene cu zahăr și amor. Ia mă, să vedem care e treaba, despre ce este vorba și... Da. Hai să vedem. Am ajuns. Nu arată așa de șmecher cum arată pe fungă, dar dacă e bun, e 20. Nu știu niciun gust. Nici nu sunt nici un gust să-ți spun eu. Mă, are un gust doar de zahăr. Și puțin de pepene. Da, nu merită asta, chiar nu merită. O să le dau un 9 din indulgență. Le-ai și dat un 8. Aha, un 9. Și avem așa. Yang Yang, 10. Aloe Vera 9. Sec Sec. Nu știu cât i-am dat, 10 sau 9. Cred că... 10, că n-avea pulpise. Și ăsta 9. Deci avem 10-9. Să vedem ce le va câștiga, 9 sau 10. Avem aici ramenul. Care... Nici asta ia capricare. Am înțeles. Deci acest ramen, este spicy. E produs în Coreea de Nord, Sud, pardon, că dacă era de Nord, instant. Și orice. În fine, hai să zicem. Deci, ăsta e, nu, ăsta e, da, ala bala pustonca, da, cine mi-a mâncat banana, a picat pe da. Deci n-aveam chef de ramen. Ba, pisoro. Asta e. Acum n-avem ce să facem. Hai să îl preparăm. Nu mă întorc eu imediat cum pun apa și da. Și apropo, am uitat să menționez ceva. Chestia asta are 545 de calorii, după cum vedeți aici. E chiar super bună. Adică
Normal, un om trebuie să mănânce cam 1500 de calorii, un copil și un adult 2000 de calorii. Deci ai 500 din asta și 3 mese, gen 500, 500, 500. Foarte bine. Eu nu știu dacă e neapărat foarte sănătos. Are sodiu, la sodiu de rupe. 1360 de miligrame de sodiu. Lipide are 17 grame. Ce mai are pe aici? Proteine. 13, bă, are 13 grame de proteine. E bine, foarte bine, foarte bine. Vitamina D0. Are calciu 2%, e bun. Potasiu nu are. Bă, e bun, chiar e bun. Deci avem aici spud de nublăz. Bă, acum pe bune, sincer, nu am niciun chef să fac. Cred că îl fac într-un alt episod pe ăsta. Dacă e fac unul special, că trebuie să ar dura vreo până la 30 de minute în video ca să arăt tot. De fapt, 15 în video și pentru mine jumătate de oră în viața reală. Deci, cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să dați și voi un like și noi ne vom vedea data viitoare, dați și subscribe și follow pe Insta, vă rog, nu vă mai dezabonați, frate, de ce vă dezabonați? Am ajuns de la 34 la 30, de un K 30 vreau să zic, nu 30 de abonați, că așa chiar dau break dacă ajung de la un K 30 la 30. Fix un cas să-mi scadă. Cum ar fi să... Nu știu, în fine, la alții doror.